Ne plac reclamele de la televizor. Unele sunt atrăgătoare, sunt interesante, dar poate nu toată lumea își permite o campanie la televizor. Și unde mai punem că outdoor panourile publicitare, comunicarea stradală sau numiți-o voi cum vreți, reprezintă un canal de comunicare extrem de utilizat. Cu siguranță Publicitatea stradală reprezintă un canal de comunicare utilizat chiar înaintea TV-ului, din perspectivă istorică, dacă este discutăm. Dar la ce folosește el și cum funcționează? Dacă vorbim despre obținerea notorietății unui brand, o livrează. Dacă vorbim despre perioada de trial, de încercare a respectivului brand de către consumator, poate să aibă bine mersi un call for action, poate deci să îndemne la o primă utilizare. Dacă vorbim despre fidelizare, prin faptul că e pretutindeni, la fel funcționează mult și bine. Pe de altă parte, outdoor-ul are câteva funcții pe care nimeni nu le spune, dar care sunt foarte, foarte importante. Poate cele mai importante. Ei bine, vi le spun eu. Pe, în primul rând, se referă la sedimentarea anumitor informații pe care le vezi în publicitatea făcută pe alte canale, adică TV, online. Și fac aici o paranteză și vă spun că acum vreo 20 de ani, când m-am angajat în această industrie, am lucrat prima dată într-o companie de outdoor. Și mi-aduc aminte că cei de la media, care încheiau contractele cu asociațiile locatari pentru amplasarea panourilor publicitare, ne povesteau cât de multe cereri primeau să amplaseze panouri pe diferite clădiri. Credeți că era pentru bani? La vremea respectivă nici de cum. Era pentru că proprietarii clădirilor asociau publicitatea asta cu ideea de occidentalitate, de piață dezvoltată, de modernitate. 20-25 de ani mai târziu, suntem la polul opus. Cantitatea de informații e puțin prea mare pentru oameni. În mod natural și subconștient, consumatorii și-au dezvoltat pachete de bariere ca să nu mai fie vampirizați de toată informația la care sunt expuși. Cel mai eficient outdoor e cel care decantează și fixează pe memorie de lungă durată, din cea de scurtă durată, o informație pe care a văzut-o la TV sau în online. Tu vezi reclama, ești atins de poveste, dar vine audorul care acționează la nivel vizual în mai puțin de o secundă, și în planul memoriei, impactul comunicării anterior văzute pe televizor sau în online e mult amplificat. Și în felul ăsta, practic, îți scoate la suprafață amintirea respectivei reclame. Sentimentele asociate cu respectiva reclamă. În avalanșa de comunicare care ne înconjoară, oamenii au ajuns să-și fixeze filtre, bariere, tocmai ca să nu le mai vadă atât de multe cum sunt. Ne spun respondenții multe între studiile de piață pe care le facem pe tot felul de categorii. Și vin și întreb pe cei care pun informații din belșug pe aceste panouri. Ce minte voastră atunci când scrieți și în numele brandului? Folosiți și toate culorile, desena și o poveste, alte informații înghesuite în același vizual. Nu de alta, dar oamenii nu mai înțeleg nimic când văd tot amalgamul ăla informativ pe un singur panou. Am văzut o reclamă la Iacobs săptămâna trecută. Era un cerceaf întins pe un bloc, scria Iacob și un mesaj simplu. Bravo, mă băieți. Cei de la Coca-Cola la fel. Numele brandului, sticla și eventual un atribut care face trimitere la produs. Atât. De fapt, ei nici pe sticlă nu mai au nevoie să scrie ceva. Pot pune doar forma și îmi dau seama despre ce e vorba. Știu că e reclamă la Coca-Cola. Atât de puternic este brandul. Ăsta este outdoor adevărat. Nu vă mai lăcomiți să înghesuiți toate vizualurile pe un panou. Că nu faceți altceva decât să l împingeți pe oameni să-și seteze barierele. Primul lucru pe care îl face autorul deci este să sedimenteze niște informații pe care le-ai văzut în altă parte, în al doilea rând, poate folosi la senzația de atingere, de contact, de participare alături de brand. În momentul în care creierul uman vede zeci de panouri cu Pepsi în tot orașul, el întâlnește brandul, nu întâlnește panoul. Iar treaba asta îi creează, ajută la consolidarea identității Pepsi într-o anumită dimensiune. În anumite piețe, mai ales pe băuturi, universalitatea brandului, faptul că îl găsești pretutindeni, reprezintă unul dintre spațiile perceptuale de mare interes pentru respectivele categorii. În al treilea rând, îl reprezintă dimensiunea direcțională, care, atenție, se adresează unui interval de audiență pe o zonă geografică limitată, să zicem, ești mol, ești un mol și, evident, este o decizie foarte bună să ai direcționale de jur împrejur care să împingă oamenii către tine. Dacă vreți, stimulează un comportament, mai să-l numim ușor de impuls. Ești în drum spre casă și îți amintești că ai, luat să, ai uitat să cumperi produsul X, în felul ăsta brandul mai agață niște consumatori din proximitate pe lângă multe altele. Sau erai în drum spre Băneasa Shopping City și zici, oh, hai să mă opresc la promenadă, ce să mă mai duc până la Băneasa. Asta este a treia utilitate a outdoor -ului. Îi descurajez pe cei care, au bugete, care nu au bugete foarte mari să-și cumpere doar 1, 2 sau 3 panouri, pentru că în planul impactului comunicării ele nu vor face mai nimic. Mai ales pentru că în momentul în care uh, uh, fac treaba asta, ei cad, sunt primii care cad în greșeala de a înghesui cât mai multe informații în acel panou pe care l-au închiriat Așa cum am spus puțin mai devreme Promit să continui discuția asta și într-un vlog următor Și dacă vă abonați pe canalul meu de YouTube Marius Luican Sigur o să fiți notificat, notificați atunci când va apărea